Bună ziua! Iarăși vreau să vă invit la sfârșit de săptămână să punem în discuție careva probleme de combatere organismelor nocive cu produse Adama. În această săptămână vreau să vă propun o temă de asemenea actuală, combaterea dăunătorilor în plantațiile de măr cu insecticide Adama. Din portofoliul care la momentul actual există, aici am indicat principalele specii de insecte dăunătoare întâlnite în plantațiile de măr și cum pot fi combătute, cu care produs. În caz de față, aș menționa insecticide Caprinex Super, Mavric, Chestrel, împotriva la păduchi, chiar la acarieni din familia atât tetranhid cât și familia Bryobid. Noi despre această problemă am discutat în primul live luna aprilie, atunci când era momentul mai potrivit pentru a combate principalele stadii la apariție sau la ieșire din locuri de hibernare. Mai apoi, tot unul din acest produs, Caprinex Super și Lamdex, Mavric, Chestrel, mai pot fi utilizate și sunt înregistrate în combaterea verminii mielilor. Alte moli torticide, și o să vă dau câteva exemple din aceste specii. De asemenea, Pyrenex 480, Pyrenex Super 420, ele sunt, sau în special Pyrenex 480, este înregistrat în combaterea unui complex de dăunători de insecte care fac parte din mai multe ordine, Homoptera, Coleoptera, Lepidoptera. Dar, totuși, care insecte sunt mai răspândite? E clar că în plantațiile de măr întâlnim un număr mult mai mare de specii de insecte, dar eu o să vă prezint câteva mai importante, câteva care se întâlnesc în majoritatea plantațiilor de măr. Și combătând aceste specii, totodată acțiunea produsului are efect foarte bun și împotriva la alte specii de insecte dăunătoare. Și respectiv din gamă de dăunători cu aparatul bucal pentru înțepat și subt, o specie foarte răspândită în plantațe din măr, asta este păduchiul verde al mărului, deci cauza l-am notat. Deci că mai ales în liezile superintensive, unii înălțimea coroanei pomului ajunge la 3,5-4, cel mai frecvent, stropitoarele nu reușesc să repartă sau nu sunt bine reglate și soluția de lucru nu ajunge în vârful plantei. De multe ori, vârful la plantații de pomi fructiferi sunt atacate sau prezintă așa simptome, așa colonii. Vreau să menționez că păduchiul verde al mărului, specie nemigratoare, el se mulțește la majoritatea speciilor pămicului sămânțoasă, dar dau mai mari, bineînțeles, la măr. Aici a arătat o colonie foarte bine dezvoltată, când atacă în special vârful lăstarului, în special, deci cauză vârful lăstarului, deci, deoarece acolo sunt țesuturile fragile, care cu creștere intensivă, și de obicei această specie mai mult preferă aceste organe. Menționez că acest dăunător iernează în stadiu de ou depus la baza mugurilor pe lăstare anual, așa că dimensiuni microscopice, practic, dacă să luăm așa, cu ochiul liber, greu de văzut, trebuie să aveți un loc odimărit și respectiv în perioada de vegetație, ceea ce este arătat acel când se dezvoltă partea inferioară a frunzelor se hrănește prin înțaparea și sugerea sievei din țesuturi, păi deja această specie se mulțește prin partenogeneză, nu mai depun ouă, respectiv depun larve vii, care alături de atât femelile aptiere, cât și femelile aripate, dăunează planta când se hrănesc și provoacă la început o deformare. Ceea ce vedem noi, în cazul în care o să aveți implantații de multe alte specii de păduchi, trebuie să, un simptom practic este că limbul foliar sau frunza se răsucește în formă de val sau perpendicular pe nervura principală. Asta e un simptom caracteristic pentru această specie sau pentru păduchiul verde al mărului, un simptom de dăunare. În continuare, dacă nu se fac tratamente chimice, atunci se întâmplă că din cauza că elimini niște secreții zaharoase, sucul celular care, mă rog, când se hrănește, și respectiv
Secretul este zaharul servesc ca med nutritiv pentru diferite specii de astea sau profite, care rezultat provoacă necrozarea organelor atacate și respectiv lăstarii care sunt puternic atacați timp de iarnă în gheață și respectiv în continuare influențează asupra vigorității de creștere. Bineînțeles că în viitor, dacă nu veți face tratamente chimici, veți avea recolte scăzute, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. Deci am pus această specie, în prezentare. Foarte mulți fermieri, nu știu, am primit chiar mai câteva zile în urmă, o întrebare în care menționa cis cu galele este roșie, cis pe frunze, nu știu. Nu e altceva decât păduchile galicol frunzelor de măr, tot o formă de păduchi din familia Fedida. Doar că dezvoltându-se pe partea inferioară a frunzelor, când elimină fermenții cei, influențează asupra creșterii țesuturilor, în urma cărora apar așa niște umflături cu aspect de gală. Pe partea superioară a frunzei, galele acestea ele se înroșesc și au înroșiri. Dacă dați la o parte și vă uitați aici ceva mai atent, atunci în interiorul galilor, pe partea inferioară, se observă colonii de păduchi care, bineînțeles, necesită tratamente chimici, depinde dacă este depășit pragul economic de dăunare, atunci numai decât este necesar de să faci careva măsuri de combatere. Măsurile este preventive sau măsurile agrofitotehnice, bineînțeles că nu au nicio eficiență, la o densitate foarte înaltă, prezintă eficiență măsurile chimice. Un alt dăunător, aș spune chiar foarte periculos, dar mai mult în plantațiile de pomi fructiferi, în care, spunem așa, mai vârstă, deci cauză păduchiul lănos, sau mulți o cunosc, mulți din producătorii noștri o cunosc după denumirea rusească, îi mai spune Cravenaedlea. Vrem noi sau nu vrem, dar suntem în națiune sau un popor bilingv. Și din comoditate mulți spun așa ceva, deci cauză când luați în coloniile este luați câteva exemplare păduchi sau istriviți, întotdeauna să elimină un lichid de culoare roșietic și asta respectiv, mă rog, mai este numită și Cravenaedlea. De fapt, păduchiul nostru este o specie care migratoare, mă rog, nu termen de migrator, dar în țara de origine este America de Nord, în care are un ciclu complet, respectiv ca plantă gazdă primară, olmul, american, plan secundar, mărul. În Moldova s-a adaptat, sau în Europa, această specie s-a adaptat și se dezvoltă numai pe măr, fiind o specie alociclică, respectiv, mai rar poate fi păr, gutui sau chiar și măcieș. Dar, gătând la aceste particularități de adaptare la condiții de dezvoltare, aș menționa că este un specie foarte periculos, mai ales la mărul cu lemn moale. Ce se întâmplă când scrânesc prin înțeparea și sugerii din țesuturi? Elimină ferment sau introduc fermenți în plantă, în urmă cărora, ceea ce vedeți aici, are loc hipertrofierea țesuturilor, apar niște umflături sau tumori, ele mai sunt, dacă sunt dimensiuni mici, nodozități, deoarece asemenea unui nod. Treptat tumori, deci le cresc în dimensiuni, crapă, mai pătrund diferiți agenți patogeni care provoacă putrezirea lor, dar lăstarii, în special lăstarii tineri, când sunt atacați de către această specie, ei au o creștere anormală, stagnează în creștere, iarăși pe timp de iarnă în gheață și respectiv cel mai frecvent o să fie observat scurtarea internodurilor, tot e un simptom practic și mărirea numărului lăstari sau pomul când își are loc punerea bazei recolte pentru anul viitor, întotdeauna o să fie mai mulți muguri vegetativi și mai puțin muguri generativi. Practic, dacă nu se fac tratamente chimice, atunci deja se duce la o istovire a pomilor și peste un timp, 3-5 ani de zile, pierdeți plantația. Pentru aceasta este necesar de a se efectua tratamente chimice. Un alt aspect este că, de obicei, această specie se dezvoltă în a doua perioadă de vegetație, când majoritatea fermierilor reduc tratamentele pentru a nu avea probleme cu rezidurile de pesticide, sau chiar deja începând cu în a doua jumătate a lunii august nu se mai fac tratamente chimice. În ultimii ani, în Moldova, se întâlnește așa un fenomen că toamnele sunt foarte călduroase și respectiv temperaturile care permit dezvoltarea acestei specii se mențin inclusiv și în luna noiembrie.
Și atunci, nefiind sau neexistându-se tratamente chimice, această specie are posibilitatea de a se dezvolta intensiv și până la apariția primilor înghețuri, deja produce daune destul de importante și pentru asta este necesar ca fermierii să găsească timp și să facă evidență, mai ales în a doua perioadă sau în a doua jumătate a perioadei vegetației și pentru, inclusiv după recoltare, chiar este indicat de efectuat. Este cazul două, chiar și la trei tratamente împotriva la acest dăunător, pentru ca să reduceți rezerva biologică pentru următorii ani, pentru că o altă particularitate este că organele atacate sunt acoperite cu spunem așa, un puf de culoare albă, ceea ce protejează coloniile de păduci sau coloniile de păduchi lănos de acțiunea produsului chimic și asta e de multe ori chiar apare ca o dificultate, depinde de gradul de dezvoltare sau cât este dezvoltat colonia. Aș menționa păducile din San José, din ce cauză, în Republica Moldova până în anul 2000 a fost inclus în lista organismelor de carantină. Începând cu anul 2000 deja este scos din lista de carantină, dar deoarece preponderent Moldova exportă fructe în Rusia, atunci aș menționa că acest dăunător este inclus în lista organismelor de carantină și în cazul în care sunt depistate fructe cu simptome atacului acestui dăunător, bineînțeles că lotul de marfă este întors. Și pentru ca să nu se ajungă la așa situație, fermierii trebuie să atragă atenție deosebită la combaterea păducului din San José. Menționez că are trei generații pe an. În Moldova este relativ nu de mult, deja primele informații din Gura Kamenčiai în anul 1960 sau din jumătatea de secolului trecut, are un grad înalt de polifagie, observați 270 de specii de plante și arbori, arbuști din mai multe familii botanice, dar în atacuri intensive, când au fost depistate câte 30-260 de exemplare la un centimetru pătrat, asta este foarte, foarte mult. Ce se întâmplă? Dacă în plantații tinere, în pepiniere, produce, este periculos pentru că în timp de 3-5 ani de zile distruge pomul în întregime sau duce la uscare lor, pe lăpi fructe. Când își înfipge, mai ales când apar larvele migratoare și înfipge rostru, aici este arătat o imagine, întotdeauna țesuturi din jurul locului de atac se înrășesc și apare așa niște circulețe, nuanțe roșietic sau nuanțe violacee. Asta e un simptom practic când, dacă fructul acela prezintă așa circulețe, deja au fost un atac de păduchiul din San José. Și ca să nu fie așa ceva, este necesar de a se duce evidența asupra larvelor migratoare. De obicei, perioada de apariție larvei migratoare este sfârșitul mai, începutul iunie pentru prima generație și respectiv pentru a doua generație, sfârșitul iulie, începutul lui august. Cel mai frecvent asta e începutul iunie și începutul august. Acestea sunt perioadele când este necesar de atras o atenție deosebită, dacă știm că am avut un atac, mai ales anul trecut, sau este prin apropiere focar de infecție, de infestare la acest dăunător, atunci trebuie să luăm în considerație ca aceste perioade să aplici tratamente chimice. Ce pot eu să mai menționez că din cauza lui pierderea de colt variază de la 15% chiar până la 100%, în medie 50%. Dacă cei din vârstă usucă într-un timp mai îndelungat, păi cei pomii tineri se usucă foarte repede, 2-3 ani de zile. Și pentru aceasta trebuie să dus evidența și de văzut dacă sunt acele scuturi de culoare cenușie. De multe ori au o culoare așa galben deschis în interior, asta nu e altceva decât sexuvii în larvare. Și să nu încurcăm cu alte specii de păduchi țistoși sau păduchi din familia de Aspidida. Tot sunt specii foarte periculoase care necesită să aplica tratamente chimice. Aici, așa, la principalele specii care sunt mai răspândite în plantații de măr, bineînțeles că o soluție foarte bună în combaterea dăunătorilor sugători este aplicarea produsului Kestrel 20 SL, un produs cu conținut de acetamipridoc, și o să dăm o descriere mai în detaliu despre acest produs, cum poate fi aplicat. Din mulii troticidii aș vrea să accentuez câteva specii mai răspândite.
Chiar am dus evidență în ultima vreme, se întâlnește foarte frecvent Molia Porumbarului, sau mai spune Molia Rozăceilor, din numire mai veche, Archips rozana. Respectiv, această specie, mai ales în perioada când au loc tăierea pomilor fructifere, aș recomanda fermierii să fie mai atenți, pentru că el iernează în niște ouă plăci, parcă sunt niște discuri mici, diametru până la 10 mm sau 1 cm, de obicei pe ramurile anuale, sau ramurile, pot fi și ramuri mai groase, dar e important scoarță nedină. Și, respectiv, în primăvară de vreme eclozează larve, care la început atacă mugurii, dar ce mai periculos, deja când apare frunze, inflorescență, chiar și fructele, vorbim de frunze, întotdeauna ele sunt țesute cu un păianjen sau sunt fixate, apare simptome de genul ăsta, sau chiar răsucite, apare așa ca să formă parcă niște, mai ales când frunzele sunt dimensiuni mai mici, când sunt mai mari, sunt fixate cu un păianjen. Dar ceea ce e important, ceea ce nu cunosc, sunt în unele situații, dacă nu se fac tratamente, larvele de vârstă înaintată atacă fructele și deformează în așa mod fructelor de măr. Bineînțeles că aici este un atac mai intensiv, mai în masă, este un atac, dar sunt situații și când practic numai la exterior așa o adâncire ușoară și țesutul după care el se cicatrizează, dar în mare parte este depreciat aspectul fructului. Fructele este, bineînțeles că le pot fi mâncate, consumate, nu fac nicio problemă, dar bineînțeles că suferă aspectul comercial al fructelor. În unii ani, mai ales în anii cu precipitații abundente, dacă un atac mai intensiv, se manifestă și o putrezire a fructelor atacate și, bineînțeles, că asta influențează asupra calității și mai apoi asupra cantității recoltei. Vermile mierilor, aș spune eu, majoritatea fermierilor cunosc această specie, întreabă, dacă se fac o schemă de tratament bine gândită, bine pus la punct, atunci mai faci tratamente și împotriva la alte specii care se întâlnesc. Două generații pe an. Aș menționa că cum iernează această specie influențează vârsta plantației. Dacă vorbim de plantații de astea mai înaintate în dezvoltare, atunci iernează în stadiu de larvă de vârstă superioară, în crăpăturile cel mai frecvent în crăpături de scoarță sau scoarță exfoliată, poate să ierneze frunzele căzute și când sunt plantații tinere, atunci poate să ierneze chiar și în sol, în regiunea coletului, la adâncimi de până la 3 cm. Depinde foarte mult de vârsta plantației. Respectiv, toți ne interesează cum combate vermile mierilor, care ar fi cele mai efective metode, dar când se începe tratamentele este chimice, bineînțeles că este nevoie de o evidență strictă asupra acestui dărâmător. Dacă vorbim de pragul inferior de dezvoltare sau un prag biologic, atunci se ia în calcul de 10 grade și respectiv mai apoi, spunem, perioada începe să după ce se împiază, deja ies fluturile și sau transformarea în pup și mai apoi în insecte adulte. Este o sumă de temperaturi efective sau cei mai mult de 10 grade. Dacă producătorii agricoli au posibilitatea ca să calculeze cu acele stații meteo, dacă nu poate să le calculeze și singur, dar există așa o sumă de temperaturi efective pentru la apariția primelor fructuri, când se acumulează în jur de 90-110. Deja când se începe zborul în masă, o sumă de temperaturi efective 150-170 de grade. Iar și un lucru tot important care este necesar de a se ține cont despre dezvoltarea acestui dărâmător. Zborul adulților mai ales are loc când depășește temperatura medie zilnic 15 grade și se exalonează parcursul a 35 sau 2 luni, 2 luni jumate. Și sunt arătate principalele imagini după care, spunem așa, poate fi determinată această specie. O altă particularitate foarte importantă vreau să menționez, care să vă ajute să combateți această specie, mai ales evidența pontei, când este necesar
dus evidenții când se începe de ponta, unde sunt depuse ourile, la prima, la a doua generație. Din ce cauză? Pentru că există, din momentul ce pătruns larva în fruct, atunci tratamente chimice, bineînțeles, că nu se prezintă nicio influență considerabilă. Aș menționa că perioada preovipozitară durează la vermi de merul la 30 chiar până la 26 de zile. Optimal ar fi o săptămână sau 5-6 zile. Adulții trăiesc pe parcursul 9-13 zile, iarăși când sunt depuse ouăle. Aici e un lucru foarte important, de multe ori tot e așa aproximativ la general, să știi pe decade, știi de fenofază de dezvoltare, dar e bine să știm că de obicei vermii merilor depune când temperatura variază de la 12 grade minimum și până la 27 maxim. Bineînțeles, umiditatea relativă a aerului trebuie să fie 40-96, mai mică de 40-12 sau în caz de fază temperaturi mai ridicate, nu depune ouă. Și un lucru foarte important, cunosc foarte mulți specialiști, și ține de stadiile în perioada embrionară sau stadiile de dezvoltare a embrionului. Există cerc roșu, ou roșu și ou roșu cu punct negru, când deja se vede sau capsula cefalic, deja larvii care urmează să eclozeze. Ce vreau să menționez un lucru foarte important, mai ales când depistăm larve, pe parcursul de până la două zile, de la câteva ore până la două zile, larva la început de la eclozare, ea migrează în căutarea locului potrivit pentru roaderea galeriei. Și mai este așa o particularitate tot destul de importantă, este că poate să parcurgă o distanță de până la 2 metri, ținând cont că la prima generație, aproximativ în proporție de 70% din larve, din ou care sunt depuse, sunt depuse pe frunze, și celelalte sunt depuse pe fructe, respectiv distanța de 2 metri este parcurs de către larvă pentru a-și găsi locul potrivit. Un alt aspect este că 2-3 zile larvele scrănesc la suprafața fructului sau sub coaja fructului, deci era deja când pătrund în fruct. După năpârlire, larva de vârsta 2 deja se îndreaptă, deja roade galerie în interior spre camera semincer. Și un alt aspect mai este că pe parcursul dezvoltării sale, la prima generație, larva distruge 2-3 fructe. Generația 2, 1-2 fructe, ca să putem face așa o evidență, tot din aspectele mai importante. Așa. Și aici sunt date care deja aspectul sau modul de dăunare. Menționat că în afară vermii mielor poate să întâlnească și implantați. În afară de plantați de măr, mai este și la gutui, la păr. Nu, că apropo, tot este atacat de către vermii mielor. Părul, caisul, important să cunoaștem aspectul morfologic. De obicei, asta este larva de vârstă superioară, când deja se vede și nuanța rozăvie, ceea ce vreau să accentuez pentru unii care urmăresc și determină după larvă specia. Toate că de multe ori se poate determina și după modul dăunare, nu că se poate, chiar poate fi determinat după modul dăunare. Bineînțeles că fenomenul este de vermănășirea merilor și pierilor, când la galerie de pătrundere este niște amestecuri și un amestec de excremente și resturi de hrană. Asta tot un simptom practic și bineînțeles că în rând de cele care cauzate de către larve sau în pătrund de spori la mâinile fructigene în caz de față și provoacă putrezirea fructului. Sunt situații, dacă nu se fac tratamente sau se fac tratamente greșite, pierdere de recoltă 60-90%. Este pierdere foarte mare. Bineînțeles că de multe ori o parte din fructe cad la suprafața solului sau o parte rămâne în coroană și când sunt recoltate, ele sunt recoltate cu larvi care se află în interiorul fructului și numeresc în depozit sau în frigidere. La început, când am spus că poate să ierneze inclusiv, aș menționa aici, și în lez, în depozite, în diferite adăposturi, când poate să ierneze această specie. Aș menționa că este una dintre cele mai importante specii în combaterea, din dăunătorii care se întâlnesc în plantațiile de măr. Și acum, în ultima vreme, se întâlnește foarte frecvent și molea orientală a fructelor. Tot o specie, numai că acolo ca număr de generații.
Mai mult e la gutui, la persic, dar poate fi întâlnit și în plantațele de măr. Molia cojului fructelor, chiar intenționat, se întâlnește foarte frecvent. Din ce cauză e periculoasă? În primul rând, mai ales este și arătat aspectul fructelor atacate de către această specie, când larva mai ales acoperă sectoarele cu frunză la exterior, sectoare de o parte din fruct, și îl fixează cu un băinjenier și respectiv lucrul ăsta îl protejează de inclusiv de produsele este chimici carcinoase le aplicați în perioada de vegetație. De obicei, molia cojului fructelor sau în rus, iarăși, poate unii o cunosc, nu după denumirea științifică, dar o cunosc după denumirea rusă, secetă listaviotică, care mai spune, e un dăunător tot destul de periculos din cauza dezvoltării specifice, aș spune eu, în plantațiile de măr. Temperatură caracteristică pentru toți cei de a spune când primăvara dezmugurire la temperatură de medie zilnic de 90 grade. Larvele deja, punem așa, galerii în muguri, hrănesc ziua, noaptea se întorc în adăposturi. Larvele de ultimă vârstă, ceea ce am menționat, coaja sau pieleța fructului, o roadă la exterior, practic, aș menționa pentru că rândurile acestea le cicatrizează, nu din punct de vedere, spunem, da, este depreciat aspect comercial, bineînțeles că aceste mere pot fi consumate, nu văd nicio problemă, dar depreciat calitatea fructelor, în care este menționat sau este afectată mai mult suprafața fructului. Și de ce este, nu este numit iarăși torticidă sau vermile cojei fructelor? Sau ceea ce molia cojei fructelor, cum am menționat, după denumire la adult. Și majoritatea torticidelor care pot fi combătute aici, ca și o imagine cu molia orientală. Apropo, la molia orientală, când am plasat capcanii feromoni, pe latura anterioară, a ariplelor anterioare, se observă niște pete de culoare albă în formă de virgulă. E clar că aici nu pot să vă spun mai multe detalii despre acest dăunător, dar trebuie să știți că este un dăunător foarte, foarte periculos. În fruct, spre deosebire de vermile merilor, ceea ce am indicat aici, se dezvoltă mai multe larve și, respectiv, în anii de invazie pierderi, dar cel mai periculoase sunt în plantațiile de persic, în plantațiile de gutui. Da, unui produs de către acest dăunător și în plantațiile de nou, bineînțeles. Pirinex Super Mavric 2F, produsele care pot soluționa. În continuare, aș vrea să vă dau așa o caracteristică succintă a produselor din portofoliul companiei Adama, care sunt utilizate în plantații sau în înregistrare în plantațiile de măr. După cum am menționat, o eficiență foarte înaltă în combaterea dăunătorilor sugători este chestrelul cu consum de acetamiprid. Prezintă o acțiune sistemică. Cum acționează? Bineînțeles că influențează asupra sistemului nervos central. Hrănirea dăunătorilor câteva ore, chiar maxim moare în parcursul 24-48 mai de ore. Mai rar, în mare parte, în timp de 24 de ore, moartea dăunătorilor. Cei mai important la acetamiprid, norma de înregistrare 0,25 la măr, la păduchi, a fi spune, păduchii de verde al mărului, ceea ce l-am prezentat la început, dar o caracteristică și din vermi merilor, din torticid, în caz de față, tot norma de 0,25 litri la hectar. Trebuie să fie luată în considerație, bineînțeles că e ultima sau perioada de așteptare, care este 30 de zile. Poate fi în dependență de necesități aplicate la 2 până la 4 tratamente într-o perioadă de vegetație. Un alt produs tot foarte efectiv în combaterea vermilor merului este Lamdex-ul. Prezintă înregistrări în plantațiile de măr de 0,6-0,8 litri la hectar. Lamdex este un piretroid sintez cu conținut de lambda ciclotrin 50 de grame pe litru. Bineînțeles, noi vorbim aici de lambda ciclotrin de generația a treia de piretroid, generație nouă. Ce înseamnă asta? Prezintă o fotostabilitate, este mai stabil în comparație cu alți piretroizi cu același conținut de lambda cihalotrin. Aici probabil cineva cunoaște tehnologia Zeon, tehnologia nouă pentru producerea acestui produs. Mai dă și o perioadă lungă de acțiune.
Dar și tot e un lucru foarte important, efectul ăsta repelent. Aș menționa că ce înseamnă asta, respectiv efectul respingător sau îndepărtarea insectelor din zonele, nu când îndepărtare, dar insectele evită să atace zonele care au fost tratate cu produsul Lamdex. Efectul de antihrănire, ce înseamnă antihrănire, efectul când provoacă la insecte sațietatea, spunem așa, și respectiv în felul ăsta nu se mai hrănesc, mai simplu, nu au poftă de mâncare, dar dacă doriți așa ceva, pot pentru unii care nu știu ce înseamnă termenul de sațietate. Și respectiv, acțiunea lui este prin contact și ingestie, are o perioadă relativ scurtă de așteptare, sunt 20 de zile, într-o perioadă de vegetație, două tratamente, se recomandă de a fi aplicat cu acest produs și în urmă de 0,6-0,8 litri la hectar. Produsul Mavric, aș spune, în viitor, este un produs de viitor din cauza conținutului de tau-flavalinat, 240 de grame pe litru, deci cauza de produs de viitor este un produs care nu influențează asupra intestinului faunei utile, este un produs mai puțin toxic, are un spectru, spunem, de combatere larg a diferitor specii de insecte dăunători, prezintă infecții secundare inclusiv și la insecte sugătoare, dar și la diferite insecte cu aparat bucal rozător, cu coleopterii, chiar lepidopterii. Înregistrare prezentă împotriva la vermile merilor, moli torticide. Mavric mai ales are avantajul că este, poate fi utilizat împotriva insectelor polinizatoare, atât prin contact cât și prin ingestie. Pirinex Super. Pirinex Super în ultimii ani practic creșteau în mod fitogenos suprafețele care au fost tratate cu acest insecticid. Chiar la an la an nu că se dubla, dar chiar se triplau suprafețele care utilizau acest produs. Datorită la ce care în combinații foarte reușite dintre două substanțe active, clorpirifos 400 de grame pe litru și bifenthrin 20 de grame pe litru, o combinație dintre două substanțe active care provoacă un sinergism, ceea ce permite combaterea acarienilor din familia Bryobiidae tetranihilă și prezintă o eficiență foarte înaltă împotriva vermii merilor. Deci cauză substanța activă clorpirifos, contact prin ingestie și respirație și respectiv bifenthrinul atât prin contact cât și prin ingestie și respectiv ceea ce dă la acest produs o acțiune de lungă durată, o acțiune foarte efectivă. În plantațiile de măr, perioada de așteptare este 40 de zile în comparație cu alte produse care au un conținut de clorpirifos, la care perioada de așteptare este mult mai mare, dar cu condiția că se aplice într-o perioadă de vegetație 1-2 ori mai mult și o normă de 0,75-1 litru la hectar. Componența sau în portofoliul Adama mai există și produse cu conținut de clorpirifos sau ca singură substanță activă, numai că aici e 480. În caz de față, clorpirifosul 480 sau pirinexul 480, ce are un registrare la, împotriva la complexul donatori, rozători și sugători, chimitri, cu moptri, coleoptri, lepidoptri, normă de 2,2-3,5 litri la hectar. După cum am menționat aici, perioada de așteptare este de 60 de zile. Și de asemenea, 1-2 tratamente. În caz de față, la clorpirifos sau la pirinex 480 mai poate fi menționat că prezintă o sistemie slabă, bineînțeles că acționează pe cale respiratorie și dă o acțiune de lungă durată. Cam astea sunt dăunătorii, și ceva din monitorizare și în investigarea dăunătorilor și vreau să menționez din speciile care menționate, bineînțeles că e monitorizarea zilnică, inclusiv când duceți evidență dumneavoastră personal sau utilizarea capcanilor cu feromoni, feromonale clasice, care inclusiv ele sunt de produs autohton aici la Institutul de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică. Când pentru monitorizare se folosește o capcană la 3-5 hectare sau pentru capturarea în masă, de ce nu? Bineînțeles că vorbim de vermi merilor, molea cojei fructelor, deci nu molea orientală
Fructelor tot pot fi monitorizate prin amplasarea capcanului cu feromoni. Și în final, dacă se duce evidență foarte bună prognozarea tratamentului și combătuți doar în caz de față prin tratamente chimice cu produsele care au fost menționate în prezentare. Aici am așa un simplu din am adaptat de către mai mulți producători. Unii mai fac așa o diagramă din moment ce s-a realizat începutul zborului. Știi că trebuie să fac primul tratament după 3-6 zile de la înregistrarea primei exemplare, după care de la înregistrarea primelor exemplare la un interval de 16-18 zile deja este necesar de efectuat al doilea tratament și de asemenea de la începutul zborului la un interval de 24-26 de zile al treilea tratament pentru o generație. Așa, o schemă foarte simplă pentru... Bineînțeles că asta e orientativă, nu este ca dogmă. Fiecare fermier o decide singur dacă o aplică sau nu, dar un material care poate să-i ușurează munca în ceea ce privește aplicarea tratamentelor chimice. Dacă o să fiți mai atenți, observați cândva la 6 zile, după care iarăși din 16 la 8, până la 10 zile, dacă de iarăși mai luați 18 zile, tot așa ceva. În interval de 80 zile se repetă tratamentele chimice, dacă duc în evidență. Este o sumă de temperaturi efective, când am mai ales am menționat la verde nimerul de 90-110 exemplare, din ce cauză am sumă, bun, foarte puțini fermieri calculează suma de temperaturi efective, aici, deci este un lucru foarte detaliat, dar eu am legat suma de temperaturi efective de numărul de procentaj de larve care e eclozat. Și deja ținând cont de când timpul petrecut de către larve pe fruct, când a aplicat produs de contact, iarăși propune să luați în considerație acest factor, în dependență cum sunt îndreptate măsurile astea chimice sau alte procedee care le aplicați dumneavoastră în plantațiile de măr. Și în final vreau să vă prezint iarăși schema care am dat-o data trecută la fungicide, numai că de data asta o să menționăm despre insecticide. Este o schemă care am aplicat-o în lotul sau platforma de la în cadrul gospodăriei Codroste. Aici, bineînțeles, cum mai fost aplicat și alte produse, inclusiv și insecticide și fungicide, dar dezmugurire, iarăși, Apollo, am aplicat Pirinexul 0375 din cauza bifenthrinului, tetranihide, briobide, Blamdex, observați, sub fază de buton roz 07, inclusiv ca măsuri profilactice, de asemenea, împotriva și la alți dăunători. Mavricul, căderea petalelor din cauza că este selectiv față de entomofauna utilă și nu este toxic față de albini. Am dat normă de 0,7 litri la hectar, după care am aplicat iarăși după înflorire sau creștere fructă în diametru 5-8, am aplicat Pirinex Super 0,375. Dacă vă uitați la clor perifos, aici 0,75, iarăși 0,75 s-au aplicat de două ori într-o perioadă de vegetație. În final, iarăși insecticidul aici, Lamdex 0,7, iarăși la vermele mele am aplicat și după care iarăși m-am cu normă 0,7 litri la hectar, mililitri și respectiv acarieni, vermile mierilor. Asta este schema care a fost aplicată pe platformă și respectiv eficiență destul de înaltă, respectiv rezultate foarte bune. Cam asta am vrut să mai menționez. Dacă aveți careva probleme, nu ezitați să mă contactați. La final, spun, contactați Sergiu Panuța, care activează în cadrul companiei Adama ca manager tehnic și înregistrări. Și de ce nu putem împreună să soluționăm acele probleme care le aveți dumneavoastră pe parcursul perioadei de vegetație. Vă doresc succes și un weekend cât mai plăcut!